Echipa antrenată de Ovidiu Murariu a început perfect partida, iar în minutul 12 Semeghin a reușit să deschidă scorul cu un șut plasat din marginea careului. Cioferiștii își puteau dubla avantajul peste 10 minute, dar execuția lui Doboș a fost respinsă de sub transversală de Bordanu. Formația botoșoneană a replicat la jumătate de oră de la fluierul de start, când Boian a restabilit egalitatea cu un șut la colțul scurt. Gazdele puteau reveni în avantaj cu câteva minute înainte de pauză, dar Bordanu s-a opus la șutul expediat de Duman. Rapidiștii au început în ofensivă și partea secundă. Negru a fost la un pas de gol la câteva minute de la reluarea jocului, când a deviat pe lângă țintă o minge centrată de partea dreaptă. Pe fondul schimbărilor efectuate de Ovidiu Murariu, oaspeții au trecut la conducerea jocului, ratând două ocazii mari. Botoșănenii au fost imitați de Semeghin, al cărui șut a ocolit buturile apărate de Curileac. Echipa lui Costel Orac a trecut în avantaj cu un sfert de oră înainte de final, în urma unei lovituri libere. Oaspeții și-au conturat victoria pe arenă în minutul 83. Preda a intervenit imprudent asupra lui Chișu, centralul Ionuț Ignat a indicat punctul cu VAR și Vașvari a marcat din penalti pentru 3-1. În următorul meci amical, Rapid va primi vineri pe stadionul Aren vizita fostei prim divizionare FCM Târgu Mureș.